Și bine v-ați întors pe acest canal de YouTube. Astăzi o să fac un review al unui produs de skincare. Un produs care a intrat cu ușurință în rutina mea de îngrijire a tenului de zi cu zi și despre care mi-am format o părere completă. Am zis să ating cele mai importante puncte ale acestui produs, astfel încât voi să puteți să vă faceți o idee completă înainte de a-l achiziționa. Voi începe cu ambalajul acestui produs, de la ambalajul exterior și până la condiționarea primară. Pe acest carton aveți scrise toate informațiile necesare, astfel încât să știți cu ce produs aveți de a face și pentru ce e bun acest produs. Îmi place extrem de mult că scrie și termenul de valabilitate și dacă acest produs va avea scris termenul de valabilitate și pe condiționarea primară, o să fiu mai mult decât încântată și o să-i dau un bonus. Avem aici trecute toate ingredientele, o să vorbim de ele ceva mai târziu, vreau să punctez câteva aspecte despre ingrediente, însă, în general, nu e nimic fancy-trancy la acest ambalaj. Hai să vedem cum arată și produsul. Eu l-am folosit deja și de asta îl vedeți puțin consumat, altfel nu aveam cum să-mi formez o părere despre el. Îmi place mult ambalajul, este dintr-o sticlă destul de rezistentă. Mă feresc în general de ambalajele de sticlă pentru că știu că dacă le scap și cum sunt eu mai neîndemânatică și scap tot, se sparg. Însă ăsta se vede că este dintr-o sticlă ceva mai rigidă, mai rezistentă și cu siguranță nu o să se spargă de la prima căzătură. Cel puțin așa sper. Avem aici denumirea brandului, cam ce face el, ce este el și, opa, ce să vezi, mai mult decât mă așteptam, avem și termenul de valabilitate. Că să fim serioși, cine păstrează cutiile astea? Cam nimeni, toată lumea le aruncă. Și dacă nu ai termenul de valabilitate pe produsul, pe ambalajul primar, pe condiționarea primară, este cam greu să reții cam când expiră. Așa că știu că ăsta e valabil 12 luni de când l-am deschis și pot să-l folosesc în perioada asta. Cu siguranță nu o să mă țină el 12 luni, are o cantitate de 50 de mililitri, dar este o cantitate suficientă. Acum că am văzut cam cum arată produsul nostru, să vedem și cum se prezintă. Controlul organoleptic, să-i spunem. Să-l pun aici la mine pe mână și o să vedeți voi că el nu este foarte lichid. Curge, dar nu extrem de tare, este destul de viscos, ceea ce mie personal îmi place. Și se prezintă ca un lichid limpede, incolor. Are un miros ușor de trandafir, un miros foarte delicat, nimic înțepător, iar eu prefer produsele fie fără miros, fie cu un miros foarte delicat. Dacă vom analiza bine lista de ingrediente, o să vedem că primul ingredient este apa. Și ca să vă dau așa un mic pont, primul ingredient din lista de ingrediente se află în concentrația cea mai mare, iar ultimul ingredient este în concentrația cea mai mică. După cum am spus, avem primul ingredient apa și după cum îi spune și numele mineral 89, asta înseamnă că el conține în proporție de 89% apă. O proporție foarte mare, spun eu. De asemenea, nu conține alcool, iar din punctul ăsta de vedere, eu îi dau un bonus. Când mai urmărim aici lista de ingrediente, mai vedem că acesta conține și glicerină. Glicerina este un agent de hidratare, hidratează tenul, este bine că se află aici în compoziție. Și un alt compus important este hialuronatul de sodiu. Probabil că ați auzit cu toatele despre acidul hialuronic, ăsta fiind o sare de sodiu, un derivat de pe acolo, o să frați și ei acolo de acțiune. Deci e bine că se află, de obicei sărurile sunt ceva mai solubile în apă. Cam asta este și cu lista de ingrediente. Vedem că toate ingredientele sunt safe, sunt în regulă dacă le punem pe fața noastră, fără a exista probleme. Acum este momentul să vedem cam ce spun cei de la Vichy că ar face acest produs, urmând ca mai apoi să facem o comparație cu experiența proprie. Întotdeauna este bine să ne informăm despre un produs înainte de a-l cumpăra, înainte de a-l folosi, ca să știm exact la ce să ne așteptăm și să nu ne facem noi gânduri aiurea cum că ar trebui să facă un anumit lucru, iar în momentul în care nu face, să rămânem dezamăgite și să zicem că produsul ăla nu este bun. O să intru, am aici telefonul, o să intru pe site-ul celor de la Vichy și asta vă recomand și vouă, ori de câte ori vreți să vă cumpărați un produs nou, intrați pe site și verificați mai întâi ce spun cei care l-au fabricat despre produsul respectiv. O să dau aici un search și o să caut mineral 89. Am aici toate informațiile de care am nevoie, o să vi le punctez așa pe cele mai importante din punctul meu de vedere. Spune că este pentru toate tipurile de piele și asta mă încântă pentru că eu am tenul uscat,
aspect și voi, dacă aveți tenul gras sau uscat, puteți să-l folosiți. Spune că fortifiază pielea și o face mai rezistentă împotriva polorii, stresului și oboselii. De asemenea, hidratează, reumple și fortifiază. De asemenea, se mai recomandă aici să îl utilizăm dimineața ca și prim pas în rutina de îngrijire a tenului nostru. Un alt aspect foarte important este modul de aplicare a produsului. Pentru că se întâmplă de multe ori să-mi cumpăr un produs, să nu-l folosesc cum trebuie și să zic că produsul ăsta nu este bun. Iar în momentul în care mă informez mai mult și aflu cum ar trebui să-l aplic de fapt și încerc acea metodă, rămân tare uimită că vezi cum poți să pui așa un produs la zid din vina ta pentru că nu te-ai informat destul și nu știi exact cum să-l folosești. Aici spune că primul pas este să dozezi și că două picături îți sunt suficiente atât pentru față cât și pentru gât. De asemenea, trebuie să tapotezi ușor produsul cu mișcări de înainte-înapoi pentru a activa microcirculația de la nivelul feței, ce a distribuit de asemenea textura pe întreaga față. După care trebuie să netezești, masând prin mișcări de netezire din interior spre exterior, un pas important, din interior spre exterior. De asemenea, poate fi aplicat și în jurul ochilor cu tehnica micul 8, adică dinspre colțul extern al ochilor, spre colțul interior, este spre în cele mai ferm pentru relaxare, apoi ușor pe tâmple și pe zona cearcănelor. Bun, acum că am aflat toate informațiile necesare pentru a ne contura o părere despre acest produs, o să vă spun și experiența mea proprie cu el. Eu vorbesc acum din punct de vedere al unui ten uscat. Folosesc acest produs dimineața, după cum recomandă și ei. După ce mi-am curățat tenul cu apă micelară, vin cu acest produs ca prim pas, să-i spun așa. După care eu am nevoie de o hidratare suplimentară, folosind crema mea hidratantă de zi cu zi. Dacă aveți tenul gras, sunt sigură că acest produs vă va oferi hidratarea de care aveți nevoie și nu trebuie să mai veniți cu un produs suplimentar. Îmi place tare mult că lasă o textură lipicioasă, lasă un film lipicios, mai bine spus, dar acesta dispare la câteva minuțele de la aplicare. Mi se pare că este o bază bună și pentru fondul de ten, am observat că fondul meu de ten se aplică mult mai bine și parcă îi crește puțin de tot și rezistența. În concluzie, îmi place acest produs, dar ca orice alt produs de skincare, trebuie să-i dați răgaz să acționeze. Niciun produs de skincare nu o să vă aducă rezultate impresionante după prima sau a doua utilizare, ci în timp, adică vă oferă rezultate de lungă durată, ceea ce eu apreciez mai mult rezultatele de lungă durată și în timp, decât ceva pe loc care să fie doar de suprafață. Cam asta este părerea mea despre acest produs. Sper din suflet că vom ajuta și pe voi în a vă forma o părere. Nu uitați, vă rog, că mă puteți vota în competiția Școala de Beauty Vlogging by L'Oréal Paris. O să aveți, bineînțeles, link în descriere. Și, de asemenea, să vă abonați canalul meu de YouTube în cazul în care nu ați făcut-o încă. Eu v-am pupat și ne vedem data viitoare cu un nou clip.